scandal la inspectoratul școlar din Maramureș. Camelia Bogdan, inspector școlar general adjunct, este acuzată că a participat în timpul programului de lucru la un eveniment cu caracter politic. Este vorba despre o petrecere pentru copii organizată de PSD într-un parc din Baia Mare. Evenimentul a avut loc în luna mai, dar autoritățile au tăcut mâlc până acum. Deputatul Adrian Todoran, cel care a sesizat atunci Ministerul Educației, a făcut o nouă plângere în care acuză autoritățile că vor ca fapta să se prescrie. Până acum, nu s-a întocmit niciun raport legat de situația relatată și nici nu s-a luat vreo măsură disciplinară, motivația fiind că vacanța de vară a îngreunat obținerea informațiilor necesare. Până în prezent, nu s-a emis nicio decizie, deși de la luarea la cunoștință au trecut mai bine de 5 luni, existând suspiciunea rezonabilă că factorii responsabili așteaptă expirarea celor 6 luni de la săvârșirea faptei pentru a se ieși din termenul în care poate fi aplicată o sancțiune disciplinară, a afirmat deputatul PMP Adrian Todoran. Inspectorul Camelia Bogdan refuză să ofere un punct de vedere. În iunie declara pentru presa locală că a mers la petrecere în timp ce se afla în pauza de masă. Potrivit ziarul de baiamare.ro, inspectorul și-a schimbat în scurt timp discursul și a afirmat că școala a invitat-o la eveniment. Mai mult, Camelia Bogdan recunoștea atunci că petrecerea a fost organizată de partidul politic din care face parte, dar nu consideră că a greșit cu ceva. La rândul lui, Inspectoratul Școlar Maramureș neagă toate acuzațiile. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș nu a organizat niciun eveniment în parteneriat cu niciun partid politic. Doamna inspector școlar general adjunct, profesor Camelia Bogdan, se află în pauza de masă. Activitatea s-a desfășurat după încheierea orelor de curs. Deputatul Adrian Todoran cere Ministerului Educației să facă lumină în acest caz și să ia măsuri până la finalul lunii.